Mama, i-a plecat bar. Mama, face orgau cu bidonul de apă de la farmacie. Nu-l mai duce înapoi la catena, s-a dus. Nu plei, mica. Nu! Trebuie să fii prost. Gata, s-a dus arborele genealogic de la el, s-a dus. Ok, deci bună, noi sunt MEITII și bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de azi o să câștigăm un PS5 dacă nu râdem. O să reacționăm la un videoclip care se numește Dacă nu râzi, câștigi un PS5. Așa că am zis, bă, trebuie neapărat, mă, să încercăm să vedem râdem sau nu râdem. Și vreau să vă zic să faceți challenge-ul ăsta și voi cu mine. Și dacă ați reușit să nu râdeți, scrieți-mi pe Instagram și poate vă dau acolo un follow, știi ce zic? Dar vreau să vă zic că sunteți cea mai tare comunitate. Începem din nou să rupem pe YouTube, Reni sunt la putere. Așa că, fraților, dacă mai vreți episoade de genul acesta, dați acolo pe butonajul acela de like, pe cuvântul meu. Hai să pii acolo un butonaj, apeși pe el, dai like, se face colorat dintr-o dată, nu mai e gri. Vezi butonul ăla de like? Uite, stai așa și pac, e dat bucată direct, nu mai stai la discuții cu el. De altfel, nu uitați să vă și abonați la canal pentru că mă ajută enorm de mult treaba asta și să apăsați acolo pe clopoțel pentru că știu că mulți sunteți noi. Apăsați pe clopoțelul acela pentru că altfel YouTube-ul dă notificări pentru că YouTube în perioada asta este destul de praf și nu ne putem baza pe. Dacă nu râzi, iei un PS5, așa că hai să vedem dacă iese ceva. Și hai să vedem. Uite pe greu. Cică, how do you not see that? Cum? Nu pot să înțeleg. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-l, parcurist. El e parcurist, mă. Mamă. 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 Mamă, 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 mamă. A avut și copii omul. Mamă. Uite, opriți și camera. Opa. Nu, nu cred. Nu, 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 nu. Săracu. Săracu câine. Nu, ia. Ia, uite-l pe ăsta. Bravo, tată. Ești parcurist. El e parcurist, băi, el e parcurist. Marș, cum s-a dus, ești nebun. Ia uite-le, ia uite, aerobic aici. Gimnast. Mamă, direct fățău. Direct fățău, gherip, s-a dus. Ia uite pe ăștia, ăștia sunt ruznași de ea. Mamă. Păi ești nebun. Păi ești nebun. Bă, vere mie, bă, deci stați așa un pic, am rămas marcat cu treaba aia. Vere, eu când mă bag în duș și apa puțin mai rece, eu deja nu mai îmi trebuie. Ies din duș și zic, stai înapoi să se încălzească apa, rău de tot, că eu n-am ce face în halul ăsta, nu mă bag așa, ești nebun. Și ăia de notau în zăpadă. Nu cred, a vrut și ea să facă ceva, bă, și s-a rupt săraca fată. Asta e, bă, asta e. Doamne ferește, Doamne ferește, săraca. Ia uite, ia uite-l pe bătrânelul cum se dă. Mamă! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu, nu, te rog, nu fă greșeala asta, nu fă greșeala asta. Asta făceam când eram mic. I-a dat. Mamă, s-a terminat. Când vine maică să acasă, direct al doilea război mondial. Vă zic eu, ascultați-vă ce vă zic. E direct al doilea război mondial, ești nebun. Mamă, ce cap a dat ăla. Voi l-ați văzut pe ăla din spate? L-ați văzut pe ăla din spate? Uitați-vă. Stați așa, stați așa. Uitați-vă, uitați-vă la. Deci fiți atenți la mașina din spate, nu la ăla cu calul, că de calul ei nu mai putem noi, mă, știi ceva? Uitați-vă acolo, uitați-vă. Pff, direct cap. Rip. Rip. Îi plătește și ăla spate. Tu îți dai seama dacă era un băiat în locul ei? Direct cap s-a dus, ca la ștran s-a dus ăsta. Ia uite-l pe David, hopa. Așa, asta e, bă, asta e. Vrea și el să fac un TikTok și săracu. Ce să mai zici, ce să mai zici. Nu poate omul să facă TikTok în casă, bă. Ia, hopa. Ia uite, fetele fac un vlog aici, ăsta stă și se uită. Doa. Nu mă interesează, ia. Deschide șampania, mamă, nu mai e șampania. S-a dus șampania, s-a dus. Direct 2 milioane i-a aruncat. Ia uite-l pe ăsta, ia uite-l. Ho! Mamă! Fuai, de câte ori făceam asta, mi-a dat acum, mi-a amintit de copilăria mea, de câte ori făceam așa ceva. Ia uite-l pe ăsta, pe așa. Tier, direct lopată în față. Bă, sunt unii oameni proști rău de tot, deci trebuie să fii prost rău. Nu mai a avut copii. Mamă, s-au dus copiii, deci putea să aibă și el familie. Putea să aibă familie. 20 de copii, 10 copii, 15 copii, s-au dus toți ea, gata, s-a dus arborele genealogic de la el, s-a dus, nu mai face copii, s-a terminat familia de acolo. Mă, mă. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite-l pe deștept. Mamă, i-a plecat barca, tu dai seama să fii cu barca în curte și să plece cu tine? Nu cred că pleacă cu el la vale.
Uite-te că pleacă cu ea pe stradă, ești nebun? A plecat cu ea pe stradă, cu barca. Tu stai să mergi așa frumos pe stradă să vezi pe unul că pleacă cu... Asta e, uite. Hopa, și ea puțin la alerga fetița. E de înțeles, trebuie puțin să slăbim, dar... Nu mai trebuie, dă-l-mă încolo, nu mai trebuie să slăbesc, arat bine și așa ea. Ce face? Ce-a făcut, mă? Păi, cred că, pe cuvântul meu, așa era bunica mea când am s-o prima dată pe banda rulantă. Erau la un mall, deci ascultați-mă ce vă zic. Eram cu bunica mea pe banda rulantă. Știi? E un mall, sunt în mall-uri, știi, benzi de-alea rulante, gen de urci, scări rulante, nu benzi rulante, mă scuzați, scări rulante. Era bunica mea, așa era, mamă, dar să pun piciorul, să pun, e ok să pun piciorul? Pune, mamă, dar dacă se rupe, dacă fuge asta cu mine, mă împrăștii pe aici, pune, mă, bunica, că nu e nimica. Hai că pun. Am pus, pun și ăsta, mamă, că pun și ăsta. A pus, bă, verișoare, cred că am stat 5 minute să se urce pe banda aia rulantă, ești nebun, pe scara aia rulantă, mă scuzați, o bandă, zic. Ia uite aici, aragazul, cotețul. Nu cred, nu, ce prost ești, ce... Uai, a picat numai în ulei și în mizerie, mamă. Stai că acum am observat ceva și uitați-vă cocalarul, efectiv, a picat, s-a rupt acolo, dar el se uită, bă, oare mi-e bine geaca, mi-e pătată tare? Mamă, ce mașină mișto. Hai băi nebune, ceva, stai așa, te uiți? Nu cred, nu, să nu se strice. Ce-a făcut? Mamă, ești deștept rău de tot. Mamă, direct în ăla s-a dus. Direct în serpentină. I-a rupt picioarele, tackling de la maxim. Sergio Ramos. Ia. Ok, hai să vedem. FaceTime hang up sound. Ai, face ceva prank sau? În fine, ăsta e neinteresant. Hai să vedem. Puțin aerobic. Aici puțină mișcare și noi în ziua de azi. Hai să vedem. Merge mișcarea direct cu sucul ăla. Știi cum sunt onomatele la spital? Cu bidonul ăla de suc face ea workout-ul, mă. Am furat bidonul de suc din farmacie, știi? Nu de suc, de apă. Bidonul ăla de apă. Mamă, face workout cu bidonul de apă de la farmacie. Ăla de spui apă în el, așa ea. Hai să vedem. Mai poți să-l împingi? Bravo, mamă. Nu-l mai duce înapoi la catena. S-a dus, mamă, ce face? Rămâne cu ea. Termină, iară pe ea pe datorie, ești nebun? Hai să vedem, ce e acolo, că nu prea văd. Ia uite-l pe al meu. Direct, rip. S-a dus, mamă, direct, bă, direct. Bravo, Vere, ești nebun rău de tot. Îți dai seama să fii așa, să faci VR și tu vrei să sari, să te duci direct în televizor? Ia uite-o, Tarzane. Ce zici, bă? Pff, s-a dus direct în acvariu. Mamă. Iară mi-a intrat reclamă, nu se mai poate așa ceva. Hai să vedem acum. Ia, și ăsta pică acolo. Bravo, tată. Bravo, tata, e direct în ăla te-ai dus. Ia uite, pe ăștia zici că spui că sunt la pușcărie. Se pun pe bancă, se rupe banca cu ei? Nu cred, sper să nu. Mamă, s-a răsturnat banca cu voi, băi. Atențiune. Vine buldozerul. Hai să vedem. Cred că se lasă așa mult soarea aia încât pică în apă, asta e? Nu. Bă, a păcat în prăpastie, săraca femeie. Mamă, bă, cum sunt astea, nici nu sunt de râs. Ce fac astea, bă? Bă, verișoare, ce faceți, mă? E rău, e de ce rău, de la băutură au ajuns rău fetele. Bă, fetelor, nu beți, ascult. A picat aia în canal? A, nu, e pe jos. Fetelor, nu beți, ascultați-mă, bă, nici la băieți nu e bine să bei. Dacă fete să bei, e... Nasol de tot. Gen să bei să te omori e nasol de tot. Ia uite, ping pong, hopa, asta scă pică direct mobila de 5 milioane. Ia uite-l, așa eram și eu când eram mic. Uite-mă pe mine, uite-l pe MEITII când eram mic. Filmarea asta e cu mine, ascultați-mă. Ia uite-l, hopa. Să-și taie buza, nu, să nu-i se întâmple nimica. Nu. Miau? Pff, direct pornău. Mamă. Ia uite-l pe ăsta. Ce prost e, bă. Uită-te cum face. Ce prost e. Nu mai îmi trebuie. Bă, prea mulți proști pe ziua de azi. Nu mai îmi trebuie nimic. Au picat aia cu camionul. Nu mai îmi trebuie nimic. Dă-l încolo de PS5. Nu mai îmi trebuie niciun PS5. Cam asta a fost, fraților, cu episodul de azi. Eu am fost MEITII. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like. Să vă abonați la canal.